Acest videoclip este preluat de pe live. Sper că o să vă placă. Vizionare plăcută. 4-3-3 atac sau... Da, 4-3-3 atac. O să merg aici. Mamă, what? 5 picuri de icon. Prima oară când joc cu Zeu. Deci draftul ăsta 100% îl jucăm. Nu dai cu el. Zeu, de când vreau să joc cu cardul ăsta? De ce bă că cardurile astea în joc? Sau în drafturi cel puțin? Astea sunt alea, Copa Libertadores. Nu, dar de ce sunt așa de slabe cardurile astea? Nu trebuia să bage carduri de peste 80-90? Te mergem cu Maynard. George Best sau Luis Figo sau Lionel Messi. Best ăsta pare mai bun decât Messi. Are și pace mai mare. Cred că o să merg cu Best, băieți. Îmi pare rău pentru cei care zic să-l iau pe Messi. Dar Messi mai pică. Fiți atenți că Messi pică la rezerve. Mataus l-a băgat și pe ăsta? Mamă, Mataus ăsta arată bine. Dar nu știu dacă chiar așa importante sunt statusurile. Cu Gerard am mai jucat și mereu a fost forță. Nu știu ce să fac, să-l iau pe Mataus sau pe Gerard. Gerard, mereu când am jucat cu el a dat câte 2-3 boabe în meci. Hai mă că Gerard câștigă, are 60 de voturi, Mataus doar 25, mergem cu Gerard, oricum eu tot cu Gerard vreau să merg. Mataus al doilea CDM din joc. Bă, nu știu, Maradona, luăm pe Maradona aici. Arată forță draftul până acum, n-am ce să zic. Hai că le iau pe Saul aici, hai să vedem right back-ul. Un Alexander Arnold, team of the season, team of the year, sau cum naiba e. Și Puyol ăsta nu e rău, hai că luăm pe Puyol aici. Puyol, lumea zice să luăm pe Puyol, așa că facem ce zice lumea. Kongdob, asta ar merge cel mai bine, cred că pe ăsta o să și-l iau. Are 85 defending, 93 physical, 78 pace, e un card destul de bun, părerea mea. Campbell, da băi, pe Campbell nu, stați liniștiți, pică foarte slab. Uite, îl iau pe ăsta că e englez și face chimie. What, ce card e ăsta? Ribery, 91, striker. Mamă cât de șmecher arată cardul ăsta. 5 cu 5 are Ribery, de când aibă Ribery 5 stele weak foot? Îl iau pe Ribery aici, că n-ai cum, nu dai cu el. Și-l bag frumos în primul 11, e perfect. E cam forță echipa, nu dai cu echipa asta. Și Del Piero, Del Piero, clar. Dar unde să-l mai bag pe Del Piero, că nu mai am unde. Și Carlos, mamă cum e draftul ăsta. Carlos Alberto sau Roberto Carlos, asta este decizia importantă. Pe cine să iau aici, că nu știu pe cine, e prea bun draftul ăsta și nu știu pe cine să iau. Hai că luăm pe Roberto Carlos, băieți, și îl băgăm aici pe partea stângă. Mai ne trebuie 1, 2, 3, 4 carduri și avem echipă full icon. Zinedine, oh my god, și cu draftul ăsta de prea bun. Ăsta o să apară video cu draftul ăsta, cred, la cât de bun e. Și chiar a apărut. Ne pică și Kaka aici, 91 Kaka. N-am unde să-i bag efectiv pe toți. Hai să luăm portarul să vedem, poate ne pică aici un Yashin. Ar fi interesant să pice Yashin. Alisson de 97. Băi, draft de 193 până acum. Aici luăm ratingul, mergem cu ratingul și o să luăm pe Sonaldo sau pe Alex Teș. Nu contează efectiv pe cine o să iau aici. Hai că le iau pe Sonaldo. Am cu cine să joc oricum în primul 11. Rivaldo, Figo sau Van Nistelrooy. Păi, toți au 92 rating. Chiar nu are importanță pe cine o să aleg. Oricum, nu cred că o să joace nimeni titular. Hai că le iau pe Rivaldo. Aici o să intre KDB pentru rating. Până acum e de 193 acest draft. Eriksen din nou pentru rating. Să-l iau pe Semedo, 84 Semedo, 85 Grimaldo și cam asta e echipa, băieți, 192 deocamdată. Bă, ce prost mi-a dat pe final. Hai că-l iau pe Armani ăsta și urmează să vină și Dolce Cabana. Și cum ar fi să pierd din primul meci? Hai să facem tacticile și să jucăm meciurile. Bă, și ăsta are echipă decentă, nu la fel de bună ca mea, dar e decentă echipa. Cred că... De ce a ieșit? I-a fost frică de echipă sau de ce n-aiba a ieșit? Uite și tu cum se mișcă, bă, ești nebun? Very good servers, EA Sports. Mamă, și ăsta are echipă bombă. Ronaldinho, Zanetti, Zidane, Blanc, Van der Sar, Messi, mă rupe. Ribery, frumos, Best, poate să marcheze, Varane, se opune acolo, Gerard, BOOM! V-am spus că e bombă Gerard, deci Gerard ăsta e top. Deci orice șut e gol când îl ai pe Gerard. Bă, uite mă cum e Gerard ăsta. Bă, de ce bombă pe șut? Nu dai cu el. Hai Dinio, hai să te vedem. Zeul fotbalului. Nope. În realitate, că în FIFA... O, nu cred. L-am lăsat singur pe Messi și e gol. Nu e gol, că scoate Alisson. Bravo Alisson. Bravo Ribery. Zeul. Voleu. Zeul, aproape să marcheze ei Zeul. Ăsta nu mai joacă? Nu cred că mai joacă ăsta. Nu mai e la PC, probabil. Însă până la urmă marcăm aici. Pe nedrept, dar marcăm. Cred că o să iasă acum. Da, a ieșit. Victorie, una din patru.
Hai să batem și restul oponenților. Mamă, ce echipă forță are ăsta. Zidane, Henry, Best, Gattuso, Carlos Alberto. Cred că era de 193 draftul. Frumos. Ribery, șutează-mă că am dat pe șut. De ce nu șutez dacă dau pe șut? Nu înțeleg jocul ăsta. Și acum unde e el? Gol, normal. Se putea să nu-mi iau gol. Maradona, haide Maradona, e golul tău. Sau al lui Ribery. Ribery marchează toată lumea, gol în chat, băieți, acolo. Best, se duce Best pătrunde. O centrare acolo. Ribery cu capul, cum a dat peste Ribery cu capul acolo? Cât are la heading? 20? M-a spart aici, Henry. Maradona, șut la colțul scurt. Maradona marchează toată lumea, gol în chat, băieți, acolo. Nu cred cum trece Haaland aici. Bine, Malisson, bine. Ok, Nedved trece bine și finez. Alisson din nou scoate forță, Alisson. Bravo, Malisson. Henry, cât de bine trece și e gol. Nu e gol. Bravo, Malisson. Te-am lăudat de 15.000 de ori, dar bravo. Shoot. Ăla e. Forță aici, Ribery. 3-2. Nu poate să mă întoarcă nici F2 Tex acum. 12 seconds later. Ce am zis mai devreme? Nu știu ce, direct Tix cerea și... Ok, gol aici. Forță Maradona, 4-3. Și e gol. 4-4, ca la teatru. Ribery, haide gol acum. Se poate. Best. În centru. Ribery, trece fantastic. Și marchează Ribery, toată lumea gol în chat. 5-4, dacă mă mai întoarce acum, mă las de joc. 12 seconds later. De ce sunt așa mari spațiile în apărare și e 5-5? Bă, nu se poate cât de scriptat e jocul ăsta de mă întoarce de fiecare dată. E liber? Ribery? Cu dreptul? Nu cred așa ceva, nu se poate mă cu jocul ăsta, nu o dai mă cu el. De ce să nu dai o gol în minutul 90 când scap singur? Trece bine Maradona, are stângul și trage bine cu stângul. Da, băieți, câștigăm meciul până la urmă. Uite și tu ce buc, de ce nevoie să mișcă camera așa? Ok, 6-5 al doilea meci, hai să vedem ce facem în al treilea meci. Chiar echipă decentă, ăsta e Eusebio, Ronaldinho, Rodrigo, chiar nu era echipa. Cum să te uit, Luca? Mamă, și mi-a dat gol aici cu Ronaldinho, 1-0, minutul 12. Poate da acum gol ea. Uite mă că a dat gol, îmi retrag cuvintele, 1-1, Ronaldinho marchează aici și toată lumea gol în chat. Pasă către Dinho, are spațiu, poate să marcheze. Și ratează. Mamă, cât bulan, dar Ali să mă salvează aici. Maradona. Excelent, gol. Ăla e mă, toată lumea gol în chat. Și l-am făcut să și iasă. Ok, 3 victorii, băieți. Încă un meci, face 4. Mamă, stare echipă forță, Ronaldinho, Hugo Sanchez, Best, Rijkaard, Baggio. E gol. Da, 1-0 pentru el. A dat bine golul, n-am ce să zic. Sperăm acum că îl câștigăm, deși nu prea cred că mă conduce cu 2-0, n-am ce să fac. Joacă bine băiatul. Nu cred, 3-0 face. 3-0, nu știu dacă să mai joc meciul ăsta, hai că mai dăm o șansă. Mă sparge. Și Mane, și marchează cu Mane. Încearcă scăriți aici, 4-0, îmi pare rău. Înfrângere. F în chat, băieți. Măcar avem pachete destul de ok. Hai să-i dau drumul la muzică și să deschidem pachetele. Ok, Jumbo Premium Gold Pack. Măcar ceva să-mi scot banii din draft. Nimic bun aici. Premium Gold Players Pack. Din care nu o să-mi pice nimic. Sau, ok, cel puțin board. Cred că doar board e. Germania, CF, Kruse, cred, da, Kruse de la Beşiktaş, sau cine se ia, Fenerbahçe, habar n-am. Quixel tot, îmi pare rău. Ok, băieți, încheiem și noi live-ul ăsta aici. Mulțumesc mult celor care au fost pe live. Ne vedem mâine cu un nou clip. Cam atât, o seară plăcută și forța Dortmund în chat acolo, pe final, așa. Apa, tranziție șmecheră.